Mă numesc Nicolae, sunt învățător de istorie, dar spre mare regret capacitățile noastre astăzi nu sunt apreciate. Mă numesc Irina, am studiat psihologie, dar nu am reușit să-mi găsesc de lucru conform profesiei și acum lucrez chelner. Mă numesc Ghenadi, 10 ani am studiat la Universitatea Politehnică ca să devin un bun inginer. Iar acum lucrez șofer pe taxi, fiindcă doar așa pot să-mi întrețin familia. Mă numesc Alexandru, sunt interpret de operă. Cu părere de rău, în țara noastră, această profesie nu este apreciată. Și astăzi sunt nevoit să împart flyere. Меня зовут Любовь Васильевна. Я всю жизнь проработала медсестрой. Но чтобы прокормить себя, мне теперь приходится заниматься рукоделием, вязать салфетки и продавать их на улице. Мы номес Михай. Am finisat studiile în medicină. Toată viața mi-am dorit să salvez vieți. Dar cu salariul de medic nu pot să-mi întrețin familia. Așa că am hotărât să lucrez în construcție.